Rica, și la mulți ani! Mă bucur că ne revedem din nou, de data aceasta cu un aranjament de flori naturale. Acesta este pentru dumneavoastră. Iar acolo cred că o să punem tortulețul. Aveți un tortuleț special de această dată. Da. Ia să vedem. Ia uitați ce frumos e tortulețul. Și scrie la mulți ani, mamă. Dar bineînțeles că avem și minunatul nostru mesaj, ce astăzi vine către dumneavoastră. Dragă mamă, o să-ți rămânem dator toată viața pentru nopțile tale nedormite și grija pe care ne-o porți. Îți mulțumim foarte mult că ne ești alături, fără să cer ceva în schimb. Astăzi, de ziua ta, să zâmbești mult, să ți se îndeplinească visele, iar Îngerul Păzitor să te protejeze mereu. Norocul să-ți viziteze casa, fericirea să fie fără limite, iar Dumnezeu să fie milos cu tine. Noi te respectăm, te iubim și îți mulțumim pentru ceea ce suntem astăzi. Din partea lui Robert, din Germania. El chiar și de acolo, de mai departe de această dată, s-a gândit la dumneavoastră să vă ureze mamă la mulți ani. Cred că mamă te iubesc, cred că l-au zis des, nu? De la Robert și că vă mulțumește pentru tot ceea ce ați făcut și sunteți pentru ei, da? Pentru amândoi, atât pentru Robert cât și pentru fiica dumneavoastră. Mă bucur că vă revăd din nou și că sunteți frumoasă și sănătoasă. Împliniți o vârstă rotundă, nu o zicem că nu e frumos ca între doamne. Da. Să aveți putere mai departe, să fiți sănătoasă și să ne revedem ori de câte ori doar cu zâmbetul pe buze, da? Așa. O să lăsăm aici, o să vă pun aici și felicitarea. Tortulețul îl puneți dumneavoastră acolo unde știți. Iar noi pe Robert îl pupăm. Îi mulțumim de fiecare dată că apelează la florăria noastră și că foarte frumos. Te iubesc din lacrimi, așa din gât, cu multe emoții. Să fiți sănătoși, doamne, să aveți parte de mulțumesc, mai frumos și multă sănătate. Mulțumesc.